de domn moldovean, care în armata otomană, sub numele Muhlis Pașa, polcovnic în armata rusă, câștigat o grămadă de bani din comerțul cu cereale împotriva tatălui său pentru scaunul Moldovei și a fost întotdeauna opțiunea a doua. Din 1859 se căuta un domn comun pentru cele două principate. Primii ani de domnie ai lui Carol I se punea problema înlocuirea acestuia cu un domn pământean. Mai mulți copii din flori implicat în arestarea și interogarea revoluționarilor de la 1848, cel mai puternic român al timpului era său, pasionat de astronomie, muzică și chimie, lui Louis Pasteur, mașini de zbor pe care le încercau robii să-i țigani. Vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!